am construit proiectul cu ajutorul site-ului Automate Now, care este un site special conceput pentru oamenii care își doresc să-și îmbunătățească skill-urile de testare automată și nu numai. Astfel încât din pagina de homepage se poate observa din start că sunt posturi legate de testare cu interview questions, chestii legate de Selenium și de Java. Dar partea cea mai importantă a site-ului eu consider a fi pagina de sandbox, unde avem tot felul de pagini mai micuțe, form fields, pop-ups, hover, tot felul de funcționalități pe care cei de la Automate Now le-au gândit special pentru oamenii care doresc să exerseze cât mai mult pe partea de testare automată. Astfel încât este un mediu creativ și care ajută oamenii să își exerseze skill-urile. De exemplu, pagina de hover sau pagina de tables, unde avem o sortări, unde avem un search, unde avem un drop-down și așa mai departe. Ok, atunci când mi-am început proiectul, pe partea de testare manuală, m-am gândit să creez un test design și un test, o parte de test cases. Astfel încât, în acel moment, mi-am ales cele mai relevante părți din site-ul Automate Now. Am ales paginile care mi s-au părut mai relevante, și anume pagina de sandbox sau pagina de about, contact us și așa mai departe. Și am creat pentru fiecare pagină în parte un test design și, respectiv, am descris test case-urile. De exemplu, astfel, pentru pagina asta de contact, m-am uitat care sunt funcționalitățile mai importante. Am observat că funcționalitățile cele mai importante sunt aceasta cu Get in Touch și Send us a Message. Acum, prima funcționalitate constă într-un link pe care dacă dai o să fii dus la aplicația de e-mail pentru a trimite un e-mail spre această adresă. În partea de Send us a Message ai un form pe care îl poți completa și să trimiți un mesaj. Astfel încât, pe partea de test design, cum am zis și la început, am luat o parte din paginile site-ului, cum ar fi pagina de reviews, contact pe care am menționat-o, sandbox pe care iarăși am menționat-o și așa mai departe, about, pentru care am creat un test design și l-am structurat pe formula title description steps și câte un expected result pentru fiecare test case în parte. Astfel, mi-am introdus cele două funcționalități care vă spuneam că sunt existente pe pagina de contact, și anume funcționalitatea cu Get in Touch și funcționalitatea cu Send us a Message. Și pentru fiecare funcționalitate în parte am scris câte un short description, și aici și aici, și apoi pe post de steps, la fiecare steps am pus câte un test case pentru care i-am scris și expected result-ul. Cum bine se vede, pentru funcționalitatea Get in Touch avem test case-ul User Clicks on Get in Touch Email Option. Pentru funcționalitatea cu User Sends us a Message avem mai multe test cases, și anume userul completează cu input valid toate field-urile, user completează doar required fields, completează fără nume, fără email și așa mai departe. Apoi, ulterior, m-am dus și am detaliat fiecare test case în parte sau majoritatea test case-urilor într-un alt fișier și aici, bineînțeles, avem aceeași structură pe pagini, reviews, contact, sandbox și așa mai departe, și în cazul paginii de care vorbeam noi, contact, am ales să fac pe aceeași structură, și anume title description steps și un expected result. Și aici este practic test case-ul, dar detaliat. Numele sau title-ul test case-ului, o scurtă descriere a lui, câțiva pași de urmat pentru a îndeplini test case-ul și un expected result, ce se dorește să se întâmple. Ok, acum, pentru funcționalitatea principală a paginii, pentru partea de sandbox, aici sunt foarte multe opțiuni și în fiecare pagină sunt diferite funcționalități. Uite, acesta este un form field care trebuie să fie completat, trebuie să alegem ceva opțiuni pe aici, așa mai departe, și apoi să submitem formul. Astfel încât, pentru această parte de form fields, în partea de test design, am cuprins patru din
toate test case-urile posibile. Am ales să fac doar atât pentru că erau mult mai multe opțiuni. După cum bine vedeți, aici în partea de form fields avem atât input field-uri, cât avem și checkbox-uri, radio buttons, un drop-down, ceva item și mai multe input box-uri. Astfel încât existau mai mult de 4 test cases pe care am ales eu să le tot legat de pagina aceasta de sandbox. Acesta l-am ales eu a fi main focusul meu pentru proiectul de automation. Astfel încât mi-am dezvoltat proiectul de automation doar pentru această pagină de sandbox. Astfel încât proiectul de automation al meu constă în acest proiect unde am mai multe pachete și mai multe clase de test. Când mi-am gândit proiectul, m-am gândit să am așa un pachet base, un pachet method și un pachet test. În pachetul base să am o clasă de bază, în pachetul method să am două clase cu metode, unele pentru elemente și unele pentru pagină și clasa de test, unde avem câte o clasă pentru fiecare opțiune găsită pe pagina de sandbox, adică 19 clase, câte opțiuni sunt aici prezentate. Ok, după cum bine vă arăt, această clasă de test, ele extind clasa de bază. Fiecare clasă de test extinde clasa de bază. În clasa de bază, bineînțeles, am definit o variabilă de tip WebDriver numită driver. I-am spus să deschidă Chrome-ul, să meargă pe Automate Now, să maximizeze și să aștepte 5 secunde. Și avem și o metodă numită CloseWebsite care închide, practic, fereastra. După cum bine se observă, avem o anotare at before și at after, înaintea celor două metode. Ei bine, acest add before îi spune programului să ruleze această metodă, să execute această metodă înainte de conținutul claselor de test, în cazul în care dorim să rulăm această clasă de test. Și această anotare cu add after îi spune ce să facă după ce a executat ceea ce există deja în clasa de test, adică să închidă browserul. Apoi, în pachetul methods, în clasa elements methods, avem niște metode definite pentru elemente. Aici avem un scroll into view, o funcție care aduce into view un anumit element de pe pagină. De exemplu, pe pagina de form fields pe care v-am arătat-o, există un field de email care nu este into view. Cu ajutorul acelei funcții se va face scroll și acel element de email va fi into view. Ok, apoi în clasa page methods, aici avem mai multe metode pe care le-am definit și ulterior le-am folosit în clasele de test, printre care sunt aceste metode care validează mesajele, adică validează textul afișat pe pagină, ori cu conține, ori așa. Și mai avem, bineînțeles, o metodă care acceptă cookie-urile pentru că există o bară afișată pe site cu cookie și două metode mai importante, choose menu option și access sandbox option, pe care urmează să vi le explic în clasele de test. Astfel, să luăm, de exemplu, clasa Accordions Test și o să vă arăt pagina din Sandbox pentru care a fost creată clasa respectivă, care este aici. Ei bine, pe această pagină avem un element de tip Accordion pe care în momentul în care dăm se deschide și ne afișează un test. În momentul în care apăsăm, se închide la loc. Astfel încât, pentru toate clasele de test, un element care este comun sunt aceste 4 linii, unde noi ne-am creat o variabilă de tip page methods și unde noi folosim funcțiile choose menu option și access sandbox option și această metodă de accept cookies, care nu este chiar atât de importantă. Ei bine, ce face această metodă de choose menu option? În momentul în care noi intrăm pe site, suntem în această formă pe pagina de homepage și Choose Menu Option ne duce la un element din meniu, adică la Training, Sandbox sau Testimonials.
astfel încât noi îi dăm doar ID-ul elementului pe care îl găsim în HTML. Uitați-l, menu item 420, îl găsim aici, îi dăm doar ID-ul și el știe să intre pe pagina de sandbox. Apoi, opțiunea așa te adică la accordions și așa suntem pe pagina de accordions. Odată intrați aici, eu fac iarăși un element comun, întotdeauna verific odată titlul afișat pe pagina acesta și odată titlul afișat în HTML cu tagul de title, adică acesta. Fac cu assert pentru a testa că titlurile corespund cu ceea ce se dorește. Ok, pentru partea efectivă a funcționalității de pe pagină, și anume partea de acordeon, odată îmi identific textul care apare pe acordeon, și anume click to see more, și uite aici îl identific, și apoi cu ajutorul funcției validare mesaj verific că mesajul afișat pe acordeon este exact cel dorit, și anume click to see more. Apoi îmi iau efectiv butonul de acordeon, mi-l identific și fac un click. Ulterior îmi iau din nou textul afișat de acordeon și cu o validare de mesaj îmi verific că textul afișat de către acordeon este cel dorit. This is an accordion item. Ok, și apoi închid acordeonul. Pentru fiecare funcționalitate din pagina de sandbox am creat câte o clasă de test. Pentru oricare dintre ele putem să executăm teste și fiecare sunt diferite, dar au în comun această parte de intrare pe pagina de sandbox și intrare pe funcționalitatea dorită și această parte de assert a titlului și a titlului găsit în HTML. Astfel încât, de exemplu, dacă luăm o altă pagină, Broken Links, putem să vedem clar că avem din nou elementele comune, aceste cu validare, cu titlu și așa. Uneori mai validez și mesajele afișate pe pagină. Și restul, acesta și acesta, este individual pentru ceea ce se găsește în pagina respectivă. Cu ajutorul acestei pagini de sandbox se pot verifica foarte multe, se pot testa foarte multe funcționalități și pot să fie foarte ajutătoare în momentul în care vrei să-ți dezvolți skill-urile cât mai mult și cât mai bine și e foarte beginner-friendly, adică e foarte de ajutor pentru oamenii care sunt la început. Astfel, acesta este proiectul meu. Așa l-am conceput cu o parte de testare manuală și o parte de testare automată pe același site Automate Now. Sper că v-a plăcut prezentarea și mulțumesc pentru vizionare.